gay? Hai. Nu, nu-mi place. Împreună cu... Nu, da! Vă invităm să priviți. Cu ocazia sărbătorii de 8 martie, împreună cu tinerii reporteri, am decis să facem un Vox în care colectăm felicitări de 8 martie. Vreau să vă provoc să spuneți un mesaj de felicitare pentru o persoană dragă cu prilejul de 8 martie. Draga mea mamică, vreau să-ți aduc sincere felicitări cu prilejul sărbătorii de 8 martie. Vreau să-ți mulțumesc de suflet pentru că existi. Sincer, ești o persoană foarte apropiată pentru mine. Mereu mă ajuți cu sfaturi, cu diverse gânduri bune, pozitive. Ești mereu alături de mine și mă susții în orice domeniu. Pentru toate acestea vreau să-ți mulțumesc de suflet și să-ți urez multă sănătate, fericire și tot ce mai bun să-ți aparțină. Nu cred că pot să-i spun mai unei persoane. Este un, voi spune câteva, un vers al lui Petru Carare care zicea simplu înainte de orice eveniment. Nu vă urâți, e prea ușor, iubiți-vă, deși mi-e greu. Eu vreau să vă provocăm să spuneți un mesaj de felicitare cu prilejul de 8 martie unei persoane dragi. Ca tare, felicitările trebuie să le primească femeie. Ei, dar în cazul dat și pot dăruiesc. Eu la toate femeile din lume, multă sănătate, în primul rând. Pace în lume. Asta e. Și iubire din partea celor dragi, celor apropiați. În primul rând, felicit pe toate femeile, fetele, bunicile, cu 8 martie și, în special, desigur că o felicit pe mama mea și îi doresc tot ce mai bun pe lume, toată iubirea, toată dragostea și fie ca toată viața ei să fie înconjurată de persoane dragi și vreau să știe că o iubesc foarte mult și o apreciez și o respect din toată inima. Doresc să adresez sincere felicitări tuturor femeilor, deosebit mele, îi doresc multă sănătate, bucurie, fericire, răbdare. Chiar de uneori mai greșim să ne ierte și doresc multă sănătate și mulți ani înainte. Unei persoane dragi, o persoană dragă este mama. Își dori multă sănătate, în primul rând. Pace în suflet, pace în inimă. Multă răbdare, tărie și viață lungă. Vă doresc ca femeile să fie mereu iubite, stimate, să înflorească în fiecare zi, să inspire și să fie fericite, pentru că dacă femeile vor fi fericite, întreaga globul pământesc va fi fericit. Vreau să vă provoc să spuneți un mesaj de felicitare cu prilejul de 8 martie unei persoane dragi. Aoleu, fetelor mele și surioarei mele, vi spun să trăiască în pace, să aibă tot ce își doresc, copii sănătoși, nepoți sănătoși și la toată lumea pace, voie bună, să avem un cer senin deasupra capului și să ne bucurăm de viață, că viața este frumoasă și trebuie să o trăim frumos. Persoane dragi sunt multe, dar pentru fiecare om, cea mai dragă persoană totuși este mama. Și unica ce vreau, să o văd sănătoasă încă mulți ani înainte. Și să-i mulțumesc pentru că sunt. Că sunt eu de aici și e bine. Asta e. Aș vrea să felicit toate femeile de 8 martie. Este o sărbătoare foarte frumoasă. Să le urez frumusețe, dragoste în continuare și mult succes! La final, vrem să felicităm fiecare femeie, domnișoară și soră cu acest prilej frumos de 8 martie. Și pentru final, vrem să felicităm okay. Cu acest prilej de sărbătoare. Mai jos! Așa.